Neața lume, o News continuă cu o grămadă de știri despre Eida, Tokyo Ghoul sezonul 5, Goblin Slayer sezonul 2, My Hero Academia film nou, Chainsaw Man sezonul 2. Ei bine, toate aceste știri le vom afla astăzi și hai să începem cu prima, cu Eida, dacă este cel mai puternic personaj feminin din Boruto. Seria Boruto conține atât de multe personaje formidabile care pot provoca haos, iar Eida, un cyborg creat de Amado, este cu siguranță unul dintre cele mai puternice personaje feminine din serie. Dar întrebarea este, îi cea mai puternică sau nu. Prima parte a seriei a fost încheiată după lansarea capitolului 80. Conform scenarului actual din partea a întâia seriei, se pare că ea este cel mai puternic personaj feminin din seria Boruto. Există mai multe motive care vor fi explorate în acest clip. Până acum în serie s-a văzut că Eida posedă niște puteri extraordinare care aparțin zeilor Otsutsuki. Ea are ochiul seregan, prin care poate vedea evenimente trecute, prezente, peste tot în lume. Mai mult are puterea de a influența pe toți cei din jurul ei să se îndrăgostească și să fie ascultători, iar în partea finală la Boruto Manga s-a văzut că Eida a reușit să lanseze puterea supremă, omnipotența, care s-a format din dorința lui Kawaki. Acest lucru a schimbat istoria și a influențat pe toată lumea să creadă că Boruto Uzumaki a fost adevăratul răufăcător care l-a ucis pe Naruto și a încercat să scape din sat, în timp ce Kawaki Uzumaki este de fapt adevăratul lui copil, născut și crescut în Konoha. Aceste trăsături arată cât de puternic a devenit Eida în serie. În prezent nu există nimeni la fel de puternic ca ea, dar există anumite personaje care sunt imune la influența lui Eida. De exemplu, Sarada Uchiha, care n-a fost afectată de omnipotența lui Eida. Odată ce a obținut Mangekyou Sharingan, poate cine știe o să fie egală în putere cu Eida. Iar în afară de Sarada, nu există cineva care să poată să-i facă față. Este evident că Eida este cel mai puternic cyborg creat de Amado, pe care nici cod n-a putut să o bată, are echivalentul puterii lui Shikio Otsutsuki. Eida, ca personaj feminin, demonstrează că este imbatabilă. Are puterea echivalentă zeilor Otsutsuki, deși puterea ei nu funcționează asupra Câtorva oameni este suficientă de puternică ca să-i doboare. Mai mult decât atât, este întotdeauna acompaniată de fratele ei mai mic Damian, care este un personaj formidabil și la fel ca ea poate bate pe oricine. Întrucât animeul este în pauză, fanii așteaptă cu nerăbdare revenirea sa, cu o grămadă de teorii care urmează să fie dezvăluite și să vedem ce întorsături urmează în partea următoare a seriei. A doua parte a fost deja anunțată că va reveni pe 20 august și se numește 2 Vortex albaștri. Iar până pe 20 august mai avem cât 10 zile sau poate mai puțin depinde când pun clipul ăsta. În partea următoare, următoare, Eda va juca un rol vital. Deoarece Eda nu poate fi învinsă cu ușurință și este susținută de Kawaki, Boruto și ceilalți vor trebui să ia măsurile adecvate dacă vor să o convingă să restabilească istoria, amintirile, universul, planeta. Următorul capitol promite să fie cel mai interesant de până acum, cu multe evoluții neașteptate. Iar acum să trecem la Tokyo Ghoul sezonul 5. După cum știți, Tokyo Ghoul este un anime fantasy întunecat care a avut premiera în iulie 2014 odată cu primul său sezon. A continuat să mai aibă 3 sezoane după aceea și s-a încheiat cu sezonul 4, care a fost difuzat în octombrie 2014. Prin urmare, șansele ca acesta să primească un sezon 5 sunt aproape zero. Povestea acestui clasic a fost bazată pe manga cu aceeași nume de Sui Shida. Animeul a captat inimile nenumăraților fan din întreaga lume cu sezoanele sale incredibil de bine realizate, care prezintă o poveste captivantă și personaje complexe. Asta până pe la al doilea sezon. După aia poți să nu te mai uiți la acest anime. În timp ce fanii ar putea încă spera că se va reîntoarce Kaneki după aproape 5 ani, ei trebuie să rețină că nu s-a făcut nicio indicație cu privire la potențiala renoire a seriei. Au trecut 9 ani de când primul sezon din Tokyo Ghoul a apărut pe ecran, iar lumea încă pare fermecată de acest anime, făcându-l un clasic care va rămâne veșnic în comunitatea anime. Pe măsură ce mai mulți oameni se alătură nebuniei animeului, urmăritorii Tokyo Ghoul indică o cerere semnificativă pentru mai mult conținut, dar rămâne întrebarea. Se face sezonul 5? sau nu? Ei bine, șansele revenirii animeului sunt aproape inexistente, cu excepția cazului în care creatorul manga, Sui Ishida, decide în mod neașteptat să revină. Cu toate acestea, până acum nu există niciun indiciu că el ar lua în considerare să renoiască manga, ceea ce înseamnă că nu există posibilitatea unui sezon 5. Tokyo Ghoul atrage spectatorii cu narațiunea sa profundă și întunecată, care se învârte în jurul lui Kaneki și a conflictelor sale de identitate. Animeul prezintă groaza într-un mod palpitant, deoarece este plasat într-o lume în care gulii care mănâncă oameni se ascund printre oameni. După o întâlnire tragică, Kaneki, personajul principal, suferă o transformare devenind jumătate gul, jumătate om, ceea ce duce la o luptă prelungită cu el însuși și cu lumea exterioară. Sezonul 4, intitulat Tokyo Ghoul Re, partea a doua, a marcat încheierea arcului poveștii lui Kaneki, adaptarea anime adaptat cu precizie intriga din manga, care s-a încheiat și cu publicarea ultimului capitol în 2018, fără a mai lăsa material sursă pentru o adaptare viitoare. Singura brază de speranță pentru fani este dacă cumva creatorul explorează o nouă poveste în universul Tokyo Ghoul, prezent prezentând personaje proaspete pornind dintr o nouă călătorie care ar putea aduce mult așteptată întoarcerea lui Kaneki. Există o altă modalitate de a asista la revenirea lui Kaneki și asta dacă studioul Pierrot decide să reducă munca prin dezvoltarea unei povești originale de anime. Acest lucru ar fi similar cu Tokyo Ghoul Route A, unde Sui a creat o narațiune originală care a prezentat o perspectivă diferită asupra evenimentelor din anime, motiv pentru care recomand manga, mult mai bună decât animeul. Deși șansele unei continuări directe rămân reduse din cauza lipsei de material sursă manga, aceste modalități potențiale ar putea deschide ușa pentru noi posibilități. Cu toate acestea, au trecut mulți ani de când anime-ul s-a încheiat, ceea ce reduce posibilitatea unei reveniri. Să trecem mai departe la ceva care știm 100% că revine, Goblin Slayer sezonul 2. Bă, frate, anime-ul ăsta a ieșit acum 20.000 de ani. Un nou trailer pentru sezonul 2 din Goblin Slayer a fost lansat pe 4 august, anunțând că sezonul va avea premiera în octombrie 2023. Bă, nu mai e mult, mă suntem atât de aproape. Sezonul este produs de Liden Films, misat tot acada, acționând ca și regizor, melodia de deschidere a sezonului intitulată Entertainment va fi interpretată de Mili. Goblin Slayer sezonul 2 va fi disponibil pe toate site-urile aferente. Acest sezon va continua povestea lui Goblin Slayer și misiunea sa singulară de a eradica goblinii alături de prietenii săi și membrii Bresley. Un anime în care te bați cu goblini, care sunt cei mai basic monștri în orice isekai, orice anime, orice. Și el e Goblin Slayer. Nici nu cred că i-a zis numele vreodată. Bă, e genial anime ăsta. Goblin Slayer revine cu sezonul 2. Site oficial a lansat recent un nou trailer care i-a încântat pe toți fanii cu revenirea anime -ului. Lui. În trailer îl putem vedea pe Goblin Slayer masacrând Goblin, bineînțeles ce, ce putea să face altceva. Alături de el sunt Preoteasa, High Elf Arcașu, Lizard Priest și restul membrilor din grupul său. Noul sezon va fi regizat de Misato Takada, cel mai cunoscut pentru seria anime Sayuki Reload Zero In, cu Liden Films producând animeul. Takaharu Ozaki a regizat și sezonul 1 din Goblin Slayer, va reveni ca regizor și pentru al doilea sezon. Ozaki este cunoscut pentru contribuțiile sale la titluri populare, cum ar fi Persona 5 de Animation sau Daybreaks and Girls la tur. Designul personajelor pentru sezonul 2 din Goblin serializat realizat de Hiromi Kato, cunoscut pentru că a lucrat la seria Irina the Vampire Cosmonaut. Ia o vampiru vampirul Cosmonaut. Hideyuki Kurata se va întoarce ca scenarist pentru sezonul 2. El este cunoscut pentru că a lucrat la titluri populare precum Made in Abyss și Red or Die. Bă, Made in Abyss? Ha, povestea e 10 din 10. Kenjiro Suehiro, asta neam cu ea, Hiro, va continua ca și compozitor pentru sezonul 2. Suehiro a mai lucrat la titluri de renume mondial, cum ar fi Fire Force și Golden Kamui, făcându-l o alegere perfectă ca și compozitor pentru sezonul 2. Piesa de deschidere, intitulată Entertainment, va fi interpretată de Mili, în timp ce piesa de final, To the Other Side of the Mist, va fi interpretată de Yuki Nakashima. Noul sezon va vedea de asemenea majoritatea actorilor de voce revenind pentru a-și relua rolurile din franciză, că ar fi stupid să faci sezon nou, dar să schimbi vocea a de personajele. Iar acum să vorbim despre Chainsaw Man sezonul 2. Ei bine, potrivit diverselor scurgeri, sezonul 2 din Chainsaw Man este în planurile gigantului studio de animale ție mapa. Deși mapa n-a confirmat oficial, nu va fi surprinzător să vedem că na. Continuarea va apărea în următorii 2 ani. Deși primul sezon nu a satisfăcut exact așteptările fanilor, whatever, tuturor ne-a plăcut mai puțin japonezilor, ceea ce e rău că îți dai seama la ei în țară se vând și cel mai mult că ea lor. Continuarea animeului ar dori să rectifice asta. Doamne, să sperăm că nu-l strică și după aia să-i placă doar japonei, dar nouă tuturor să nu mai ne placă. Lansat pe 12 octombrie 2022, Chainsaw Man a fost una dintre cele mai așteptate adaptări anime. Până acum animeul a adaptat până la capitolul 38. Dacă o să continue într-un ritm similar, atunci următoarele 3 arcuri majore din manga vor fi adaptate. Deoarece primul sezon a dat tonul poveștii, fanii abia așteaptă să vadă evoluțiile semnificative ale intrigii din sezonul 2. Deci ce am văzut în primul sezon e apă de ploaie pe lângă ce urmează. Primul sezon a acoperit cele 4 arcuri majore și anume Introduction Arc, capitole 1-4, Liliacul Vampir, capitole 5-12, Eternity Devil, 13 și 21 și Katana Man Arc de la 22 la 39. Mai mult, 12 episoade au fost lansate în primul sezon, ca rezultat sezonul 2 va acoperi cel probabil următoarele 3 arcuri, în special Bomb Girl Arc, International Assassin Arc și Gun Devil Arc. E ăsta cu asasin internațional o să rupă grav. Unul dintre cele mai importante momente ale lui Fujimoto ca și autor este modul în care incorporează o multitudine de simbolism în povestea sa și duce publicul într-o călătorie metaforică. Infuzarea realismului cu absurdism este punctul culminant al genului lui Fujimoto ca și autor. Chainsaw Man primul sezon a fost fost o dovadă modului în care Fujimoto a reprezentat problemele din viața reală prin dispozitivele absurdului și supranaturalului. Dacă primul sezon a reușit să construiască lumea Chainsaw Man, continuarea va căuta să ducă mai departe ororile și să introducă un aspect mai politic în poveste. În sezonul 2 o să-l avem pe Denji care se îndrăgostește de o fată pe nume Reze. Cu toate acestea, adevărata identitatea lui Reze va marca o întorsătură semnificativă a intrigii în contextul poveștii. Ea va fi dezvoluită ca un asasin rus trimis de Gun Devil ca să obține inima lui Denji adică Chainsaw Devil. Cum se face că fiecare fată care se uită puțin înspre Denji vrea să-l și mănânce. <laughs> La fel ca Denji, Reze este un hibrid, jumătate om, jumătate demon, deținând puterile demonului bombă în ea. Potrivit lui Kishibe, ea a fost unul dintre copiii pe care filiala militară URSS i-a răpit și a antrenat pentru a fi soldați. Reze a fost una dintre cobaii Uniunii Sovietice și a fost folosită ca subiect de testare. Chiar dacă a încercat să-l omoare pe Denji, conform misiunii ei, ea a dezvoltat sentimente autentice pentru el. Cu toate acestea, lumea crudă în de Fujimoto nu are loc pentru romantism. Ah, ce trist e. Nu vă zic ce așa trist, o să vedeți. Păcat de ea, Cei Chainsaw Man sezonul 2 va evidenția și politica internațională, care va deveni unul dintre aspectele principale ale poveștii. Lupta cu Bomb Devil va atrage atenția globală, iar asasinii din întreaga lume vor încerca să-l omoare pe Denji și să-l captureze pe Chainsaw Man pentru recompensă de une și arcul cu asasinii internațional după. Trei frați din America, Kuangxi din China și Moș Crăciun din Germania, sunt probabil să facă mare apariție în sezonul 2. Mai mult acest arc dezvăluie și faptul că toți demonii sunt practic nemuritori. Mor pe pământ, se duc în iad, mor în iad, ajung pe pământ. Deși fac toată tranziția asta cu iad și pământ, demonii nu par să-și amintească timpul petrecut în iad, cu excepția sunetului fierăstrăului cu lanț. Tu -ți dai seama, bă, toți demonii. Singurul lucru pe care și-l aduc aminte, îi că a auzit cumva o drujbă care, care i alerga. Cu alte cuvinte, Chainsaw Man sezonul 2 va dezvălui că Chainsaw Devil are un statut special în iad. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale sezonului 2 ar fi prezentarea Iadului. Spectacolul bântuitor al Iadului cu astronauții îngropați pictează un tablou terifiant. În cele din urmă, arcul cu Ugand Devil va marca o întorsătură uimitoare a intrigii în poveste, deoarece predicția demului viitorului se va împlini. Deci, fanii au o mulțime de motive să rămână entuziasmați pentru sezonul 2. Future Devil, care i-a zis lua niște chestii. Iar ultima știre din această zi, noul film la My Hero Academia a fost confirmat, însoțit de lansarea unui trailer de 40 de secunde. Filmul este programat să prezinte încă o poveste originală supravegheată de mangaka, Kohei Horikoshi, intriga filmului se va concentra în mare măsură pe consecințele războiului de eliberare paranormală, prezentând eroi care se confruntă cu mai multe provocări într-o societate prăbușită. Patru filme are și mai Hero Academia, mă, are și asta cred că costă și ceva de episoade. Acesta va fi al patrulea film de franciză, care este încă o dată o surpriză pentru mulți fani care au crezut că al treilea film este ultimul film. Pe de altă parte, și generează și un val de entuziasm, deoarece vor avea ocazia să vadă mai multe dintre două lor preferat, Midoriya și Bakugo, alături de alte personaje de cele trei filme din My Hero Academia au prezentat povești originale care au fost la fel de intense și incitante. Cu toate acestea, al patrulea este de așteptat să ocupe un loc special pentru fan, deoarece detaliile intrigii care au fost dezvăluite indică o concentrare asupra societății eroilor căzuți, prezentată în momentele de apogeu ale sezonului 6 din My Hero Academia. Sezonul 6, de departe, cel mai bun sezon. Dacă te uiți la Hero Academia și ești pe la sezonul 5 sau până în sezonul 6 și te gândești, bă, nu prea mai e așa fain Hero Academia, nu știu dacă să mai uit. Trage de tine, uită-te, sezonul Rupe. Tot rupe. Cap coadă. Best season ever. Acest film viitor este setat să ofere o explorare mai aprofundată a acestei lumi, îmbunătățită de frumusețea cinematografică. Aceasta va descrie starea tragică a societății eroilor din Japonia ca o consecință a acțiunilor destructive desfășurate de Tomura și Garaki și All for One în timpul violentului război de eliberare paranormală. Kohei Horikoshi, vizionarul din spatele animeului, și-a transmis entuziasmul față de proiect într-un mesaj special adresat fanilor. A dezvoluit că cel de-al patrulea film va avea loc după evenimentele din război descrise din sezonul 6, în timp ce seria își progresează narațiunea cu încă o luptă intensă în arcurile ulterioare care va avea loc în sezonul 7, viitorul film va face o pauză de moment ca să exploreze ruinele societății eroilor care a fost întrezărită pe scurt la încheiere în sezonul 6. Având în vedere avansarea rapidă într-un război uriaș care urmează direct celui precedent, asta în manga, complexitatea acestei societăți japoneze proaspăt divizate a rămas în mare parte neexplorată. Se așteaptă ca nouul film să depășească aceste goluri și să ofere o cunoaștere mai deplină a lumii care a fost lăsată în ruine, precum și să portretizeze prin ce au trecut personajele în acea perioadă. Kohei Horikoshi însuși va prelua rolul de supervizor general al proiectului, contribuind cu modelele de personaje proaspete care vor captiva din nou publicul. Detaliile dezvăluite ale complotului indică de asemenea că fanii vor asista mai mult la Dark Decu și vor observa cum a ieșit din el cu sprijinul prietenilor săi. De la dezvăluirea trailerului, fanii au avut reacții mixte menționând cum succesele financiare ale filmelor fac Studio Bon să se concentreze asupra lor în loc de anime-ul propriu-zis. Această reacție a fost și mai răspândită în timpul sezonului 6 din My Hero Academia, care a registrat o scădere a calității animației. Mulți fani și-au exprimat și îngrijorările cu privire la întârzierea sezonului 7 din cauza filmului. A lui din cauza filmului, mai mult din cauza că tipa a manga și a zis că nu mai face sezon până nu iese manga ca să vadă cât au de adaptat. În prezent, manga îi vede pe eroi angajați într-un război împotriva lui All for One, bătălia pare descurajantă în timp ce se confruntă cu un adversar cu o putere nelimitată. În mijlocul peisajului devastat de război, determinarea lor neclintită strălucește printre studenți și pro-eroi, ca atare rezultatul atârnă în incertitudinea și pericol pe măsură ce forțele titanice se ciocnesc până la încercare hotărârea eroilor. Iar aici se încheie acest episod din Ocas News. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să băgați un like și un comentariu că ne ajută foarte mult. Share cu prietenii voștri pe TikTok, Instagram și toate cele. Bye doi dacă vreți să intrați pe Instagram și toate cele le avem în descriere și ne au de mâine cu un nou clip.